G2A, jocuri ieftine. În mod normal, videourile mele sunt foarte amuzante. Problema e că jocul ăsta este foarte trist și melodia de pe fundal este foarte tristă și o să ruineze orice fărâmă de amuzament rămasă. Și salut, bine revenit la un nou episod în care jucăm un joculeț numit Homeless Simulator, adică simulatorul de oameni ai străzii, deci o să fie foarte trist. Lasă un like dacă îți place să fii trist. Ok, nimănui nu-i place să fie trist. Lasă like oricum și G2A în descriere și mâinile mele arată foarte ciudat. Bă, ce se întâmplă? De ce am mâinile astea foarte ciudate? Zici că toate degetele mele sunt lipite și țin cumva degetele... Ăsta-i degetul mare, nu? Gen. Degetele mari așa? Cum să mergi pe stradă să ții mâinile așa, frate? Foarte ciudat. Ok, o să trec și o strada. Să sperăm că n-am trecut pe roșu. Semaforul nu merge. Mergi, dude! Mergi, mă, cu mașinița asta. Nu mai sta să blochezi traficul. Oh-oh. Nu m-am atins de mașină, era acolo când am venit și practic... Ok, am crezut că vin la mine ăștia, veneau un pic cam ostentativ. Ești ok, dude? Te-ai împiedicat cumva? Hei, dă-mi și mie un leu, alo? Ai trecut cumva prin mine? Stai, dude! Am nevoie de un leu, dă-mi încoace, am... Sunt un om al străzii fără adăpost. Hidrantul ăsta este foarte gigantic. Poliția! Omul ăla a trecut pe sub mine, alo? Oh my god. Sunt o fantomă. Sunt o fantomă, dude. Bun, am inventarul aici. Am niște bări pentru viață, oboseală, căldură, foame și sete. Bun, și trebuie să căutăm în gunoaie ca să găsim obiecte și probabil, cum îi zice, mă, n-am găsit nimic. Și eu la ce am mai căutat în gunoi dacă n-am găsit? Oh, cred că aici găsim ceva. Dar frate, trebuie să găsești ceva, nu? Adică dacă te duci să cauți în gunoi, ar trebui să și găsești ceva. Ce e asta? E ceva de lapte? Am băut? Era un carton de la de lapte? Gen lapte la carton? La cutie? La carton? La cutie! Ui, am găsit! O, am găsit de-astea, bă, cum îi zice? Ce se întâmplă? Alo? De ce îmi tremură? E de la frig? Alo? Ok, s-a oprit. Ok, bun. Și mă pot încălzi dacă țin chibritul? Ia să vedem. Heat. Oh, doamne, heat-ul e în scădere. Alo? O, poate trebuie să țin clicul apăsat ca să ardă mai mult chibritul ăsta? Alo? Uh-oh. Tocmai am consumat singurele două paie de chibrit. De chibrit. Oh, dăm cu acea mâncare. Oh, nu voiam să caut din nou. Firar să fie. Am consumat paiele de chibrit. Și acum... Ok, mai am încă două. Nu e rău. Stai așa, deci dacă bem ăsta de lapte, ce se întâmplă? Ia să vedem. Use. Uite, mi-a crescut thirst-ul. Da, yes. Păi stai. Și dacă... Poate pot să dau foc la niște cutii sau ceva. Uh-oh. Alo, hit. Dude, hit-ul nu crește de... Tocmai am consumat paiele de chibrit. Și... Oh, nu pot să... Ok, nu pot să merg mai departe acolo. Aparent este blocat, la fel și acolo. Ok, există o mică problemă, oameni buni. Problema e că mor. Uh-oh. Dude, dar am... Paiele de la chibrit... Oh, pot să iau cutii. Pot să caut în gunoiul ăsta. Stai că am o idee. Am o idee foarte, foarte bună. Imediat ce... Uh-oh. Nu voiam să arunc cutii. Am nevoie de cutia asta, ok? Am nevoie de un om. Am nevoie de un voluntar să buguiesc jocul. Fii antenă, fii antenă, fii antenă. Am cea mai idee bună. Fii rar să fie de cutie stupidă. Stai așa. Stai că l-am văzut pe ăsta că vine în direcția asta. Fii antenă. Pac! Ok, am crezut că o să-l împiedic să pice pe jos, dar a dispărut pur și simplu. Ha! Am mai buguit un joc, măi să fie. Te rog să fie ceva acilea în gunoaiele astea. Deocamdată am supraviețuit 3 ore. Problema e că... Ce-a sărit de aici? Yes, niște chibrite. Ah, firar, nu voiam să caut din nou. Mă, măcar dacă ai putea să cauți de două ori în același loc sau ceva de genul ăsta, dar nu cred. Bun.
Cum aș putea eu să mă încălzesc? La ce aș putea să dau foc? Dude, am nevoie de un pic de ajutor. Ok, dacă vin aici, aici nu mai ninge, nu-i așa? Ok, ia să vedem. Ok. Funcționează, pai de chibrit stupid. Uite că nu mi-a crescut hit-ul deloc, dude. Probabil oh, cutia asta e deschisă. Probabil trebuie să dau foc la ceva, la mașini, la copaci, ca să mă încălzesc. O să mor în 10 secunde. E ceva aici? Stai așa, înainte să caut, era capacul pus, da? Ah, fira, am apăsat din nou. Am crezut că dacă caut, se dă capacul jos sau ceva, ca să-mi dau seama unde am căutat deja. Nu e nimic acolo. Minunat. Aici? O poate în locurile în care sunt puse capacele pe... O să mor. Tocmai am crăpat. Ei bine, prima mea încercare nu a mers atât de bine, așa că nu contește pentru că acum, deci cred că mi-am dat seama cum funcționează treburile, da? Deci fii antenă, trebuie să mergem să căutăm în coșurile astea de gunoi. E foarte simplu, foarte simplu, da? Și o să găsim chestii foarte bune, foarte mișto, foarte interesante, desigur, desigur. După care, mai căutăm în alte, deci avem chibrit. Yes, avem chibrit, chibritul este foarte bun. Bă, deci trebuie să ne încălzim. Și mă gândesc să strâng niște cutii și să le dau foc. Poate ard cutii. Oh, yes! Nu, stop, stai, nu. Dăm cu acei... Oh, mamă, am 10, dude, 10! Ranul ăsta a început foarte, foarte bine. Extrem de foarte bine. Ce-ar fi să strâng niște cutii de astea într-un loc? Băi, stai așa. Poate pot să pun cutia asta fix aici. Băi, am reușit. Gameplay. Și să adun mai multe cutii și să dau foc la chestiile alea. Stai așa. Deci. Vino încoace. Vino încoace. Nu mai arunca. Deci nu mai arunca cutia. Mă enervezi. Mă enervezi. Nu mai enerva cutie stupidă, ok? Rămâi acilea, da? Și mai trebuie... Cred că încă una. Stai așa. Bun. Dar sper că nu bate vântul foarte tare acilea, pentru că nu vreau să-mi stângă focul. Dacă are vreo importanță, stai acilea cutie. Așa. Bun, și acum... Oh my god, au luat foc! Yes! Funcționează, știam eu că asta trebuie să faci. Știam eu că trebuie să te încălzești la niște... Eu nu iau foc, nu-i așa? Ok, bate vântul, dar văd că focul ăsta nu se stinge. Da, mă, trebuie să dai foc la cutii, mă. Aha. Ca să te încălzești. Asta are perfect de multă logică. Veți vedea acum gameplayerul profesional cum nu mai moare de frig și cum se va descurca să supraviețuiască milioane de ani. Milioane de ani. Vreau chibritul ăla, am nevoie de chibritul. Dacă l-aș putea lua, firar să fie că e mic și a căzut o mapă jos. Ia să căutăm și aici. Ne trebuie, ne trebuie mâncare și băutură. Orice fel de... Ok, am nevoie de apă, de preferat apă, pentru că apa este cel mai bun lichid de care corpul tău are nevoie. Yes, yes. Ce e aia? A, firar să fie. A, un carton de... Nu vreau să... Stai, nu vreau să dau drop, vreau să-l folos... Ia! De ce singurele două opțiuni sunt drop și cancel? Vreau să-l beau! Oh my god, poate sunt oh, cred că sunt goale, mă. Da. Bun. Deci m-am încălzit, acum e o cursă contra cronometru pentru a face rost de mâncare și apă. Ia să vedem acele. Sau, mă rog, lapte sau ce găsim noi în coșurile astea de gunoi. Alo? Ia să vedem acilea dacă găsim ceva. Nu stau foarte bine cu sete. Am nevoie de... Drop. Am aruncat din greșeală astea pe jos și după aia am putut să folosesc. Asta n-are nicio logică. Jocul ăsta este buguit, dude. Este buguit, vă spun. Stai așa că am găsit acilea altă de asta. Bun. Așa, dă-mi, te rog, mâncare. A sărit ceva de acolo? Oh my god, am crezut că m-am blocat acolo. Am crezut pentru o secundă că acolo voi muri, pentru că nu pot să sar peste coșul de gunoi, dar din fericire am reușit. Bun, nici aici nu e nimic. Bă, frate, unde este toată mâncarea de pe jocul ăsta? Am nevoie... Ar fi frumos dacă aș putea să
să și cerșesc, asta voiam să zic, numai că vorbesc prea repede și combin cuvinte și, da, nu mai contează. Bun, te rog, mâncare, 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 am nevoie de mâncare. E... Am 15 chibrite, dude! Prima dată când am jucat am avut 3, pe bune că acum am 15. Am nevoie de mâncare și de apă. Situația e gravă, dude. Ok, nu pot să cred cât de greu e jocul ăsta, este foarte greu. Și stăm foarte ok cu hit-ul deocamdată, că am reușit. Oh, ies o banană. Yes. Știi cui îi plac bananele? Minionilor, urăsc minionii, sunt atât de stupizi. Ok, bun. Te rog, mai multă mâncare și apă, ok? Gameplayerul profesional are nevoie de un pic de noroc, dude, ca să fie gameplayer profesional. Ce Dumnezeu! Hai pe cealaltă parte a străzii, că acelea sunt vreo 2 sau 3 coșuri de-astea de gunoi. Oare dacă vii la același coș de gunoi, după cât timp se resetează posibilitatea de drop din el sau ceva? A? Oare pot să stau pur și simplu la același coș de gunoi să-l deschid de multe ori? Adică aș putea să testez chestia asta. Uite, hai că mai încerc o dată. Bun. Deci prima dată n-am primit nimic, a doua oară tot nimic, a treia oară. Dacă nici a treia oară nu ne dă nimic, plec la altul, că e clar că ăsta nu are nimic în el. Deci n-are nimic în el, am înțeles. Da, am gândit că poate n-are nicio importanță și trebuie să stai la același coș de gunoi, să scormonești până la finalul vieții. Dar aparent nu. Nici... Bă, deci unde sunt coșurile de gunoi care conțin ceva? Efectiv nu găsesc absolut nimic, voi muri de sete. Oh my god, dude. Oamenii ăștia aparent nu aruncă nimic la gunoi. Firar să fie cu reciclarea voastră cu tot, ok? Oamenii mor pe stradă dacă reciclați atât de mult, dude. Mai aruncați o sticlă de apă la gunoi din când în când, firar să fie. Oh my god, o să mor de sete. Te rog, apă. Jesus, ăsta e al 10-lea coș de gunoi în care am căutat și n-a fost absolut nimic. Dude, asta nu e ok. Deci nu este ok. Când am rezolvat problema cu frigul și am rezolvat-o, tata, avem 19 de-astea paie de chibrit rămase, Iisuse, prea multe, adică sunt extrem de prea multe. Și acum nu mai avem apă. Te rog, dă-mi, îmi scade viața, dă-mi apă. Dude, nu e absolut nimic în niciun coș de gunoi, știi ce? Hai să mergem în direcția aia, poate ne-am învârtit prea mult în același loc și toate coșurile alea de gunoi nu s-au restocat cu gunoaie cum ar veni. Ia să vedem acilea. Ok, apă. Ceva de băut. Dăm ceva de băut. Ce aia? Firar, iară nu mi-a... Fii antenă, dăm drop la ăsta și acum putem să dăm use la ăsta. Și acum ne luăm înapoi paiele de chibrit. Da, este buguit jocul ăsta. Am găsit de mâncare, nu știu, îmi trebuie apă, bă, dar nu poți să ții gura căscată să prinzi fulgi de zăpadă? Adică măcar un pic de apă trebuie să... Oh, e blocat aici, firară să fie, ok, hai să mergem în direcția aia. Voi unde vă tot duce și de ce mașinile nu funcționează, a? Ce se întâmplă? Ce univers e ăsta în care mașinile pur și simplu stau pe stradă? E zona crepusculară, dude. Apă? Am nevoie de apă. Nimic. Oh my god, se întunecă. Oh my god, îmi este frig din nou. Ar trebui să... Dacă nu găsesc apă, o să mor de sete. Nu o să mor de frig. Ia, băutură. Și manele, și femei de 7. Use! Wow, asta nu a dat foarte multă... De aia la... Ok, stai, știi ce? Trebuie să dau foc la... Aha! După 10 încercări am reușit și noi să... Asta e atât de stupid! Am consumat o grămadă de paie de chibrit că erau ude sau ceva. Mamă, trebuie să mă joc pe timp de noapte, frate? Stai așa, dacă mă odihnesc lângă foc... Stai o secundă. Mă întreb dacă îmi crește sleepiness-ul la loc. Dacă mă odihnesc lângă foc și să-mi crească sleepiness-ul mai tare. Nu pare să crească foarte tare. Ok, și crește thirst-ul, scade thirst-ul de fapt. Iară suntem însetați. Ceva de băut?
Am golit tot orașul. Toate resursele din oraș au fost golite, știi ce? No, I'm done. O să mă răzbun pe orașul ăsta. Funcționează firar să fii. Oh my god, am vrut să dau foc la tot orașul și am murit înainte să fac asta. Hei, am supraviețuit 7 ore pe stradă, ceea ce e un pic cam ciudat, adică ai crede că nu mori atât de repede de la sete în 7 ore, dar... Îmi este somn. Clap dab și o să ne vedem pe data viitoare. Pa!